Hei, Andy, ai uitat de noi? Haide, înainte! Mai puțin până la victorie! Așa? Oh, grozav! Haide, haide! Gata, m-am săturat! Îi arăt eu lui! Ce faceți? Eu doar verificam dacă premiul vostru funcționează! Haideți, desenați! O consolă! Grozav! Pentru asta merită să ne confruntăm! Relaxează-te, Lily, eu aproape am terminat! Yeah! Oh, nu! Am stricat tot! N-are sens să mai continui! Deși nu-i totul pierdut! Yeah! Am o foaie de mate! Desenatul pe pătrățele e mult mai ușor! Parcă ar fi al unui copil de clasa 1! Iar al lui Lily nu-i rău deloc? Trebuie să fac cumva să o întrec! E nevoie de culoare! Albastrul merge de minune! Trebuie să o opresc! Ia-ți adio de la asta! Ce mai e și asta? Cine m-a murdărit, o să o pățească! Poate mai bine ne verifici desenele? M-am străduit! Și eu? Recunoaște, Andy, a mea e cea mai bună! Albastrul lui Mary e la locul lui! Înțeleg! Voi ați fost! E timpul să mă răzbun! Ce faci? Oprește-te! Recunoașteți că dușul în vopsea nu-i prea grozav! Mary, bravo! Ai câștigat! Grozav! Consola e a mea! Să jucăm împreună! Wow! Chiar că te prinde! Nu o să scape așa ușor! O nouă rundă! Un nou premiu! What? Ce faci? Vă arăt un truc! Voila! Sunt lingouri de aur! Nu se poate! Sigur costă o avere! Greuțe? Ce mai? Începeți! Timpul se scurge! Here we go! Trebuie să mă grăbesc! Ah. Oare cum o să fie dacă primesc eu aurul ăsta? Probabil că mă voi scufunda în aur de dimineața până noaptea! Îmi voi lua tot ce-mi doresc! Mai bine ai apucat pensul la visătoare-o! Deși cu cât mai puțină concurență, cu atât mai bine! Mai am câteva linii și conturul e gata. Lily iar mă întrece. O să-i fac un cadou. Mi-e frică de insecte. Mai am o șansă să-mi trec. Pentru asta îi voi lua galbenul. Să te ajut. Mersi, Kate. Unde a dispărut culoarea? Fie, voi face portocaliu. Ăsta e aur. Ce imitație proastă. Desenul meu se confundă cu originalul. Wow! Ultimele secunde. Stop! Arătați desenele. N-am apucat să desenez nimic! Ce eșec, Mary! Dar cum e lucrarea mea?
nu arată aur. Iar la Kate e o operă de artă. Am câștigat! Tobele, vă rog! Lingourile sunt ale tale! Unde sunt? A, doare! Săraca, nu s-a descurcat cu așa premiu. Aurul e oricum al meu. Nici nu știu ce să vă fac cadou. Am o idee. Ce ziceți de drăgălășenia asta? E minunat! Așează-te aici, mititelule. Îmi doresc să-l mângâi. Îl voi dărui celei mai bune. Începeți! De data asta nu voi sta pe tușă. E nevoie de mai mult portocaliu. Și încă puțin. Cred că este chiar bine. Oh, nu! Am vărsat apă pe el. Ce mă fac acum? Știu! Îmi voi folosi fața. Dar nu semeni deloc ca pisică. Eu știu mai bine. N-am să te deranjez. Mai ales că știu cum să desenez pisoiul ideal. Mulțumită mâinii mele. Capul e gata, mai trebuie corpul. Acum detaliile. Kate, grozav! Trebuie să te întreg și cred că am o idee cum să o fac. Ce pește frumos îmi iese! Dar nu spuneți nimănui! Wow, timpul s-a scurs deja! Să vedem ce au făcut fetele! Asta e lucrarea mea. Mrmiau. Original. Lily, nu seamănă deloc cu o pisică. Nu înțeleg nimic. Dar la mine seamănă? În totalitate. Cred că avem și câștigătorul. Ura, mersi. Ce spui, mititelule? Nu înțeleg ce se petrece. Decizia se schimbă. Lily e câștigătoarea. Nu-i corect. A desenat un pește. Știam eu că metoda asta vicleană mă va duce la victorie. Poți să-l mângâi, Kate. Aproape că am uitat. Servește-te, roșcovane! Se pare că îi place! Ce drăguț! Pe ce să desenez următorul vostru premiu? Știu, pe masă e grozav! Popit! Doar uitați-vă la el! Ce formă drăguță! De la butonașele astea e greu să te abții! Oh, ce relaxant! Aproape că am uitat de timp! Începeți! Iar până atunci eu mă relaxez puțin! Eu din nou voi face ceva diferit! Așa! Forma perfectă! Mai rămâne să adaug culorile! Arată așa și așa. Sunt sigură că mie îmi va ieși mult mai bine. Voi desena cu mâinile. Wow, e grozav!
Parcă ar fi un popit adevărat. Scuze, dar arată măzgălitură. Mi se pare mie sau inimioara mea nu seamănă deloc cu un popit? Trebuie să fac ceva rapid. Aha. Știu ce mă va ajuta. Insigna asta e exact ca un popit. Trebuie doar să o măresc puțin. Mai rămâne doar să-i fac forma pe hârtie. Perfect! Acum voi colora. Sunt o isteață. Ce? Timpul s-a scurs deja. Stop! Recunoaște, e perfect. Cam pe lungă. Dar al meu nu-i rău. Dar al meu e mai bun, așa-i? Yeah! Ura! Am câștigat din nou! Deși nu, Mary a câștigat. Cum Mary? De ce? Atunci Lily. Sau Mary. M-am încurcat. Știu. Îl voi arunca spre voi fără să mă uit. Va fi al meu. Ia-ți gândul. Nu renunț la el așa ușor. Foarte interesant de vizionat. Wow, ce final neașteptat. Păzea plictiseală, începe provocarea. What? Ce are Jess în mână? Prieteni, regulile sunt simple. Cine desenează mai bine primește obiectul. Lily se străduiește. Desenează cu o viteză nebună. În așa fel că din hârtie iese fum. Hei, mai cu grijă sau va trebui să chemăm pompierii. Și Zec vrea să ia parte la provocare, dar nu se prea descurcă cu creioanele. Iar Emma a găsit o cale. Până când ceilalți desenează din toate puterile, ea construiește ceva. Să vedem. Ok. Wow, ce grozav e și lui Lily. Zec, asta e o vechitură. Iar Emei a ieșit ceva atât de adevărat. E o cutie de telefon. Dar a câștigat Lily. Să-și ia deci premiul. Dar Lily e cam neîndemânatică. Trebuie să te antrenezi nu doar la desenat, înțelegi, dragă? Iar noi începem următoarea rundă. Oh, o valiză. Interesant. Iar înăuntru nu vei ghici. Lingouri de aur. Protejați-vă ochii, dragi concurenți. Așa e mai bine. Runda asta va trebui să desenați legați la ochi. Luați pensulele și începem. Uitați ce haios desenează prietenii noștri. Da, cineva s-a cam măzgălit, dar nu-i problemă. Priviți cu atenție, fiecare artist are propriul stil. Dar Zec nu joacă cinstit. Nu-i corect. A schimbat desenele. Stop. Iar Jess nici nu și-a dat seama. Să vedem cine câștigă. Doar nu vicleanul de Zec. Da, alegerea nu e așa de grea runda asta. Bineînțeles că Zec a câștigat. Vă bucurați pentru el. Fie, poate să ia aurul. Dar ce schimbat e! A devenit un adevărat om înstărit. Surpriză! Ce mai e și asta? Iac! Ce, serios? Ce scârboșenie! Nimeni nu vrea să deseneze așa ceva de nota 10, de aceea fetele apucă rapid creioanele colorate.
Zec, ție-ți rămâne maroul. Iar Jess glumește. Buf cu hârtie igienică. Și ceilalți au primit. Se pare că nu e întâmplător. E un mod de a face provocarea mai interesantă. Oh, man! Și se pare că lui Zec iese chiar bine. Deci, aflăm câștigătorul. Lily, tu clar nu te-ai străduit. Se vede. Drăguțe floricele, Emma. Iar desenul lui Zec e foarte apropiat de realitate. Așadar, e clar cine câștigă chestia asta. Zec, prinde! Zec e scârbit, iar fetele la fel. What? Liniștiți-vă, e doar o jucărie. Vă place Skittles? Noi le adorăm. Mai ales când sunt multe bombonele. Iar regula e aceeași. Desenezi și primești premiul. Să-i dăm drumul. Emma s-a gândit la o metodă grozavă să deseneze bombonelele. Zec e impresionat. Iar Lily merge pe o cale ușoară și sigură. Desenează cu degetele. Ce mai? Arătăm rezultatele. Se pare că toate desenele merită să fie premiate. Înseamnă că toți primesc premiul. Wow, Jess nu glumește. A fost înfiorător. Ce bine că sunt bomboane destule pentru toată lumea. Ne mișcăm mai repede, în adevăratul sens al cuvântului. Ce a venit aici? Aha, mult popcorn. Desenăm, bineînțeles. Iar Jess are chef de joacă. Da, ploaia asta de popcorn e puțin deranjantă, nu? E greu să desenezi așa. Zec a decis să nu se strofoce prea tare și doar să mănânce. Emma nu vrea să facă la fel. Umbrela a funcționat de minune. Și desenul Emei a ieșit de minune. Ce detalii! Lily, ce-i cu măzgăleala asta? Nu seamănă deloc. Iar Zec nici n-are ce să arate. Emma, felicitările noastre. Un câștig cinstit. Acum poți mânca cât popcorn îți dorești. Și împarte și cu prietenii, doar nu e zgârcită. Și apropo, chiar le-a venit o idee. E rândul lor să glumească pe seama lui Jess. După faptă și răsplată. Gata cu plictiseala. Avem o poșetă de firmă chiar aici. What? Se pare că Lily e înnebunită după acest brand. Prietenii noștri nu o înțeleg, dar fie. Lily își dă toată silința, dar nu-i prea reușește. Iar Zec nu se chinuie deloc și îi iese magnific. Cum așa? Lily e gata pentru orice ca să primească poșeta asta. Oare îi va ieși viclenia? Arătați desenele! Eh, Lily, cu gândul doar la viclenii nu-ți vei îmbunătăți talentul la desen. Desenul lui Zec e grozav. Hei, prieteni, conflictul nu duce la niciun rezultat pozitiv. Emma ia poșeta prăfuită.
Dar Lily o adoră oricum. Asta da iubire. Cât de fericită e. Da, nici noi nu o prea înțelegem. Și ce? E doar un ardei iute, de ce v-ați speriat așa? Sigur nu-l vreți? Fie. Oricum va trebui să-l desenați. What? Zec e foarte îngrijorat. Iar fetele deja s-au apucat de desenat. Dar se pare că Zec s-a gândit la ceva. Să vedem. Vai, din greșeală a vărsat apă pe desen. Ce situație neplăcută. What? Doar că viclenia n-a ieșit. Se pare că a fost o vrăjitorie la mijloc. De aia, Zec, ai pierdut. Cine va trebui să mănânce acest ardei? E evident. E clar că celelalte desene sunt mai prejos decât al tău, Zec. Obișnuiește-te cu asta. Mușcătură și... Reacția era de așteptat. E foarte iute. Oh, gustul ăsta iute, pur și simplu oribil. Bietul Zec. Așadar, muzică! Stop! Încotro? Ce se petrece? Suzie, ce faci aici? Cine sunt oamenii ăștia? Nu intra pe teritoriul meu, doar ne-am înțeles. Sunt muncitorii care mă ajută să-mi decorez partea. Să-ți decorezi? De ce ai nevoie de atâția? Doar nu ți-ai plănuit să faci un castel? De unde știi? Poate chiar castel fac. Wow! Dăm planul. Hei, dă-mi-l! Stai, nu poți trece linia? Fie, oricum am terminat deja. Am terminat, unde sunt banii? Bravo, aici e salariul exact cum ne-am înțeles. Vă mulțumesc! Ce mai plan? Ăsta să fie plan? Îți arăt eu numai decât cum se decorează camera. Îmi voi face cât ai clipi o căsuță sub pat. Ta-da! Și nu am nevoie de niciun muncitor. Deși perinile nu stau la locul lor. Ce crezi că faci? Căsuța sub pat era ideea mea. Nu ți-e rușine? Hoațo! Nu tu ai inventat căsuțele sub pat, așa că nu mai da vina pe mine. Oricum a mea e mai grozavă. Jess, îți dau voie să privești și să mă invidiezi. Mi-e foarte bine aici. Să știi că și eu îmi pot face un super locșor. Wow, jucării la ofertă? Trebuie să merg la magazinul ăsta. Mâinile acasă! Nu atingeți nimic, puteți doar privi. Fie, fie, doar mă uit. Nimeni nu îndrăznește să-mi ia jucăriile. Mai ales gratis. Uimitor, e și Huggy Wuggy aici. Mâinile! Da, îmi amintesc. Wow, e un Huggy imens. Desigur, n-am atâția bani, dar cred că voi rezolva problema asta cât timp paznicul nu mă vede. Ce se petrece? Am o presimțire că ceva nu e în regulă. Dar ce? Bună! Ce mai faceți? Aaaa! O jucărie vorbitoare! Ajutor! Am nevoie urgentă să merg în camera mea secretă!
Ce oribilitate! Sper că aici să nu mă găsească nimeni și mă pot și odihni și relaxa. Bună, Rățușco! De-ai ști ce tocmai am văzut! Ce mai paznic fricos! Dar eu nu sunt hoață. Aici sunt toți banii pe care i-am. Sper să ajungă măcar la ceva. Suzy, uite, acum am ce pune sub patul meu. Și e mai grozav decât o păturică. E o păturică Huggy-Wuggy. Da, Jess e o ciudată. Acum e timpul să-mi decorez camera cu postere și cu tot felul de chestiuțe grozave ca să fac o atmosferă mai comodă. Da, nu m-ar deranja. Căsuța mea arată mai drăguț decât a ta. Dar asta nu pentru mult timp. Cred că știu cum să-mi fac camera și mai frumoasă. De exemplu, trebuie să mă duc până undeva. Ce-ați construit aici? Tata, dăm geanta, nu asta, cea roz. Vreau totuși să fiu școlăriță. Mulțumesc, ești cel mai drăguț. Da, frumusețe. Ați făcut niște castele adevărate. Aaaa, cine mai e și el? O, Huggy-Wuggy e și protecție împotriva intrușilor. Bună ziua! Am adus în sfârșit rezumatul. Îl puteți verifica? Desigur, era și timpul. În sfârșit s-a pus și Suzy pe treabă. Auziți? Poate sunteți flămândă. Doriți un măr? Chiar mi-a rămas unul. N-aș zice nu. Vai, mă scuzați, din greșeală. Data viitoare dă-mi-l direct în mână. Podelele nu sunt drepte. E șansa mea. Scuze, dar am nevoie de tablă. L-am găsit. Hei, Suzy, încotro. Și unde e tabla? Cum voi mai preda acum? Important e să nu mă îngrijorez. Știu o modalitate cum să mă scap de toate emoțiile. Ține, na, coas-o. Măr zici? Ține aici, măr. Asta e pentru tablă. Aaaa! Monica e putere. Jess, acum am ceva mai tare decât posterele tale. Pot desena chiar eu orice poster. Privește și invidiază-mă. Ce? De unde are o tablă? Și ce face cu ea? Oricum nu te pricep la desen. Ce? Cum îndrăznești? Tu nu ai desenat niciodată. Îți arăt eu ție. Ce ai? Ciu! Acum îți vine de minune. Parcă așa ar și trebui să arăți. Foarte amuzant. Din cauza ta trebuie să mă duc să mă spăl. Wow! Ideea cu tabla a fost genială. Ce poate fi mai grozav decât un desen enorm? Mai rămâne să-mi decorez camera cu diferite jucării. De exemplu, o veioză în formă de unicorn. Nici nu se mai găsește de cumpărat. Veioză? Cine are nevoie de o veioză când ai beculețe? Uite! Wow, ce frumusețe! Și chiar că arată frumos! Ce să mă fac eu? Bietul meu unicorn arată foarte amărât acum. Asta așa e, nu se compară. Și ce să mă fac? Și eu am nevoie de ceva grozav. Și cred că știu de unde să fac rost. Am un prieten micuț. Sunt Hulk, răul și înspăimântătorul Hulk. Bună, Quentin, mă poți ajuta? Am nevoie de ursulețul acela. Pot să-l iau? Ursulețul meu? Dar îl ador. De aceea nu, nu poți. Și de când ești așa zgârcit? Dar dacă-ți dau, de exemplu, Nutella? Yeah. Deși sunt încă un copil și eu înțeleg că e un borcan prea mic. Ce zgârcioc! Dar chipsuri? O cutie de Pringles. Chipsuri? Da, chipsurile nu le-aș refuza, dar e puțin, mai trebuie. Încă? Mi-a mai rămas doar o găleată de înghețată. Merge? Wow, da, dă-mi-o! Pot lua ursulețul? Fie, doar dă-mi înghețata. Ura! Mersi mult, Quentin! Am fugit!
Ce mai e și asta? Unde e înghețata? Deci ai decis să mă păcălești? Îți arăt eu ție păcăleală. Am nevoie urgentă în căsuța mea. Priviți, adepții mei! Fata asta m-a păcălit. Trebuie neapărat să facem ceva cu ea. De exemplu, să-i desenăm mustăți pe poză. Oh, sunt un geniu răufăcător. Așa-ți trebuie, Suzy, cea înșelătoare. Uf, se pare că încă nu s-a prins că l-am păcălit. Dar ursulețul l-am luat. În sfârșit îmi pot face un cer adevărat. Cu norișori de diferite culori. Ce frumusețe! Asta da iluminare! Mai bine decât orice beculețe! Trebuie neapărat să iau o gustare, așa că un frigider plin cu bunătățuri n-ar fi în plus. Frigider? Chiar! Dar va fi prea puțin. Cred că știu unde să găsesc unul potrivit. Mama, scuze, îl voi aduce înapoi. Wow, ce face cu unul așa mare? Niciodată nu-i prea multă mâncare. Jess, unde e frigiderul nostru? Și nachoșii, sunt pentru musafiri. Oh, ce mai e și asta? Unde dispar toate? Nici pentru o secundă nu mă pot întoarce. Sper să salvez măcar tortul. Pe loc, fetițo, știam eu că tu ești. Oh, ce m-ai supărat? Am nevoie urgentă în căsuța mea. Ce mai faci, păianjenule? Am venit să mă scap de stres. De-ai ști ce greu mi-e cu micuța huligană. Dar aici pot uita de toate și mă pot odihni. Unde ai fost? Și de unde ai tort? Ești doar geloasă că tu nu ai. Și ce ai de gând să faci cu el? Să-l mănânc alături de ceai și Huggy Wuggy. Mai bine împărțeai cu prietena ta. Am obosit nefăcând nimic. Ce bine e când ai televizor. Te poți uita la tot felul de chestii grozave. Chiar! Am nevoie urgentă de televizor! Sper să nu se supere, pentru că chiar am nevoie! Tata mă va înțelege! Oh, bună! Bună! Pot să nu te îngrijorezi, doar să te astrâm și m-am gândit să-l îndrept! Păi, mulțumesc! Stop! Unde mi-e televizorul? Coazo! Unde s-a mai pomenit așa ceva? Fură fără nerușinare! Cum e posibil? Am nevoie urgentă în căsuța mea! Dragule, ți-am adus ceva de băut! Vrei cola? Ciudat! Ce face acolo? Uimitor! Închide ușa! Cum nu ți-e rușine? Ce ai mai făcut? E televizorul tatei! Cum nu ți-e rușine?
Mie, ești din nou invidioasă. Acum pot privi și asculta ce-mi doresc. Am cam obosit și mă plictisesc. Iar eu mă voi distra pe cinste. Uite ce am adus, un joc de dans. Te fac cât ai clipi. Privește și învață. Poftim, voi câștiga numai decât. Tu privește și învață. Ce tare! Surioaro, trebuie să ne jucăm mai des împreună. De acord!